astăzi 15 ianuarie 2014. Ora 20:59. Ce-ai vrut? Ora 20:59. Zi friguroasă, geroasă, mă ține în casă. Asta pot să... Dacă ai merge pe premiza poeziilor, ai spune când stai în casă, singur, singurătatea. Singurătatea este o poezie scrisă de marele om al României, marele poet Mihai Eminescu. În omagiu. În omagiul lui, nu te te plimba de la palmi. În omagiul lui vreau să recit o poezie. Bineînțeles că nu. Nu știu pe ce rost, dar o citesc. Poezia se numește Singurătatea. De nu mă las o citire să mă implic în poezie, fiată, că... Singurătatea, de Mihai Eminescu. Cu perdelele lăsate, șed la masa mea de brad. Focul pâlpâie în sobă, iar eu pe gânduri cad. Stoluri, stoluri trec prin minte, dulci iluzii, amintiri. Țâneiesc încet ca greieri printre negre vechi zidiri. Sau ca grele mângăioase și se sfarmă suflet trist cum în picuri cade ceara. Auzi, bă, ce știe, bă? Auzi, bă? Cum în picuri cade ceara la picioarele lui Crist. Ata nu e tata, ce vrea să zic. Ata nu e tata. După aia tu și cu mine o să desfacem poezia, să vedem. În odaie prin ughere s-a țesut pe Ejeniș. Și prin cărțile în vravuri umblă șoareci pe furiș. Schiți, 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 schiți. Însă dulce pacea, îmi ridic privirea în pod. Bine ați stat aici. Nu-i bine. În această dulce pace, îmi ridic privirea în pod. Și ascult cum învelișul de la cărți ei mirod. Dar și ăștia greșește tipărirea. Că aici vine și ascult cum învelișul de la cărți Emil Rod. Și ăsta zice, păi, mai oameni, mai! Și Mihai Eminescu, o știut vorba mea, rode Mihai. Scuzați-mă, vă rog frumos, scuzați-mă, mi-am pierdut controlul pentru o secundă. Ah, de câte ori voiam ca să spun
pânzuri lira în cui și un capăt poeziei și pustiului să-l pui. Au vrut să rupă cartea de muncă. Am vrut să se lasă omul, mă, că au văzut, au știut o presâmță, mă, băi, oameni, băi, astăzi, măi, ziua lui de naștere, mă, și televiziunile, mă, emisiunile, măi, una n-o pomeni de el, măi. O dat numai parașute destrăbălate la televizor. Băi, oameni, măi, Mihai Eminescu, măi, măi, voi iubiți pe Mihai Eminescu. Uite-mi pantalonii. Mă, voi îl iubiți pe Mihai Eminescu, măcar, măi, să-l iubiți, măi, că dacă îl iubiți pe Mihai Eminescu, pe ce bagnotă-i în poza lui, măi? Măi, oameni, mă. Dar atunci greier șoareci, cu ușor măruntul mers, tiptil, adică, readuc melancolia mi. Vedeți că știu să pun apostrof și și pustiul să pui. Și pustiului să pui. Am râvit. Deci încă o dată strofa asta, că e importantă. Dar atunci greierii, șoareci, cu ușor măruntul mers, readuc melancolia, iar ea se face vers. Tata, ce vrei să-mi echelia? Câteodată prea arare, atârziu când arde lampa, bea mi-ai bota, eu așa citesc cum scrie aici. Atârziu când arde lampa, inima din loc însare când aud că sună cleampa. Este ea deșartă acasă. Dar ce înseamnă deșartă? Nu, să vă știi. Eu știu. Nu. Pune tata. Putu gula, mă, nu știi. Golă, goluță, mă, deșartă. De acolo îmi dau seama că e vorba de o femeie. Dintr-o dată îmi pare plină în privazul negru al vieții e o icoană de lumină. Asta nu de femeie vorba și deșertăciune, deșartă. Deșertăciune. Auzi, să nu credeți că-s prost, că așa bat pe Google și știu ce înseamnă. Mami, ce înseamnă deșertăciune? Dacă nu-mi răspund, vin la tine urmat de camera video. Bot! E la baie. Și mi ciudă cum de vremea să mai treacă se îndură când eu stau șoptind cu draga mână în mână, gură în gură. Ți-am zis, deci, o venit prietenă să la el, s-o deșertat de haine, înțelegi, stă mână în mână, gură în gură. Upă! Alo. Alo, cine-i? Americane, bineînțeles. Americane! Bă, americane, auzi, mă, auzi! Tu unde stai? La Negru de Fum, Hunedoara? Unde stai? Bă, dar tu nu ești din... Bă, tu nu ești într-un oraș cu Bianca Drăgușanu. Așa. Bă, omule, serios, americanule, tu ești... Hai, bă!
Uite, te-am făcut niște clipuri și am povestit acolo de tine, cum a fost în Ungaria. Alo! Băi, nu, ia de pe speaker că nu te aud bine. Așa, am făcut niște clipuri și am povestit din Ungaria, cum a fost acolo, ce fain a fost și ăsta. Mă. Da, bă, americani. Da? Păi îți fac reclamă. Bă, auzi, stai așa. Bă, ce e de parașuta aia de Bianca Drăgușanu? Păi tunată, dar ai bombardat-o că ești de acolo. Eu am crezut că tu ăsta... Mumu! Ca la Coco pe unde? Bravo, frate! Eu am știut, mă, că ești valoare și nu scap o femeie de tine! Te cred, frății! Când vii la Cluj? Pleci la Oslo?